luat-o pe păsărică ce depășiri face. Duce panseluța. Zic la numărul pe să mă depășească. A, dă-te. Dă-te. A, așa. Deci întâmplare, da? Plecăm din Zalău. Nu știu de ce acolo la... Mergând spre centru cumva, spre autogară, de fapt nu spre centru, sunt două benzi. Eu m-am dus pe banda 1, ei au trebuit să vină pe banda 2 și s-au băgat ea în față cumva, știi? Au vrut să meargă în față. Nu, merge în față, știi? Eu dacă era după mine, eu m-aș fi dus pe centura Zălăului, adică este o rută de asta mai ocolitoare ca să ajungi pe Meseș. Ea s-a dus prin centru. Da. Bine, merem prin centru, știi? De ce era în față, tot în față, tot în față. Cu ce acolo, la urcarea spre Meseș, acolo se lucrează, nu știu ce chestii. Mă rog, am mers mai încet, am vrut să dau drumul la cameră. Și cred că am dat drumul la cameră, dar n-am fost sigur că, bă, am dat sau n-am dat, știi? Și m-am oprit un pic înainte de sensul giratoriu, chiar la ultimul de sus. Să verific dacă funcționează camera. Și eu, când am plecat de acolo, eu am fost convins că ea s-a tădus. Dar, de fapt, eu am trecut pe lângă ea, chiar acolo, că și ea a prins pe dreapta să-și regleze oglinda, că nu știu ce, nu vedea bine în ea. Și venit încoace, deci venind încoace până la Topa, deci eu am venit pe gaz, că bă, unde e femeia asta în pula mea? Deci asta chiar așa s-a dus de nebună în puii mei. Deci asta i-a depășit pe tăți cu căcatul ăsta de trotinetă în pula mea. Știi? Dar cum nu o vedeam, te-am zis, bă, deci asta nu e normală. Deci asta i-a luat pe toți. La un moment dat am prins ceva paletă de asta roșie, că se lucrează la nu știu ce drumuleț aici. Am zis, mă, asta o fi prins verdele și s-o tădus. Și dă-i după ea, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, și dă-i, știi? Am ajuns la Topa și m-am oprit și am zis, bă, prietene, ai un pic că o opresc și o sun, că unde ești? Bineînțeles că ea era în spate. Dar eu am fost ferm convins că ea s-a dus. Da. Dar de fapt nu s-a dus. Îți dai seama cum am zis, bă, deci asta ajunge în fața mea, știi? Mă duc acolo, mă fac de mirul lumii, știi? Eu ajung prietenă ta cu Toyota în pula mea și tu cu Speed-ul n-ai ajuns, știi? Da, la noi bike am stat, am fumat o țigară, nu știu ce, și-a ajuns și ea, știi? Oh,
N-ai un pai. Nu, mai că nu mai întreb, am băut, e ok. Băi, e sigură că vrei să depășești iubirea? Ok. Uite-te la ăla, frate. Ai de mine. Ce la să crede șmecher de la PSD? Ăla-i Gigi șmecherul de la PSD. Apoi eu vezi că aici e cam cu nisip, eu nu mă mai duc chiar așa, știi? Bă, nu. Ce se aude oare? Ha? Ceva îmi lovește undeva, nu știu ceva. A, nisipul mi se lovea, da, nu, bine, lasă așa. Cu curbe și prostii de astea. Ioi, ce urât se aude. Ioi. Se prinde pe cauciuc, că mă gândesc că s-a încălzit un pic și aruncă în... nu știu, sper că nu radiator, sper că în apărătoarea asta, că dacă când sparge radiator, uite cum sare în pula mea, când sparge radiatorul, cred că mă sinucid. Wow. Ioi! Alo. Oi, stai că deja mi-aruncă ea în cap. Aici s-a mutat paleta. Sunt mai moale în pula mea. Ce faci, puișor?
Dar cum te duci cu 80 în puii mei? Tu ești în salon, puii mei, ce-ați și mai nebun polițist? Te iau imediat. Nu știam cum să-ți fac semn că, bă, da, hop, uite, mă, femeie. Aoleu! Puișor mic! deja, ce mai faceți? Cum mai sunteți? Care e viața voastră?